Am înțeles. Gigi, ce faceți cu campionatul? Asta am spus-o, trebuie mobilizare urgentă. Acum la meciul cu UTA trebuie să câștigăm și acea pauză sper să vină de bun augur și băieții să se mobilizeze, să înțeleagă că nu suntem bine în campionat cum suntem acum la momentul ăsta și 3-4 meciuri la rând câștigate, suntem acolo. Da, 3-4 meciuri, 12 puncte, ești pe locurile de play-off. Vorba lui Gigi Becali. Campionatul e lung. Dacă îți câștigi restanța, ești la numărul de puncte care au echipele de pe locurile 6-7-8 acolo. Da, eu sper să câștigăm acum cu UTA. După aia e acea pauză. Se joacă meciul cu Botoșani, nu? Nu o să se joace pentru că deja e programat în ziua în care trebuie să joci primul meci în Europa League. Da, da. Și seamănă acel meci iarăși din nou. Câștigi 3-4 meciuri, repet, vei fi sus.